Haideți că filmul de astăzi a început puțin altfel față de filmele cu care v-am obișnuit eu și anume am început cu testele și acum haideți să vorbim puțin despre aceste flexuri, să zic așa, sau polizoare unghiulare și să vă zic și concluzia mea după ce le-am băgat pe toate în pâine. Nu știu dacă ați observat, dar ăsta de la Ferex este super mega slim și ca și putere mi s-a părut destul de ok față de celălalt. Faptul că e mic și e slim nu mi s-a părut că pierde din putere sau ceva în fața celorlalți competitori. Ăsta de la Parsai verde se vede că e cel mai butucănos. Vedeți cum stă mâna pe el versus ăsta. Așa și vedeți și voi care-s diferențele. Acum, ăsta de la Ferex sunt vândute de către Aldi, din câte știu eu. Pe la noi n-au apărut, că noi n-avem Aldi. Mi-a spus Dan, băiatul care mi l-a trimis, că o să mă îndrăgostesc de el. Și, într-adevăr, n-am ce să-i reproșez acestuia de la Ferex. Singurul lucru la care are de suferit acest polizor versus ăsta de la Rider, căruia i-a măsurat temperatura, ăsta s-a încălzit mai tare decât cel de la Rider. Dar vedeți și voi cam cum arată unul față de celălalt. Ăsta e super slim, o să le și cântăresc să vedeți diferențele și uitați-vă cum arată unul față de celălalt. Deci, ca și ergonomie și putere, aș putea spune că ăsta de la Ferex mi s-a părut super. Cel mai slab ca și putere, ergonomie și tot ce vreți voi este cel de la Parsai, dar am reușit să-l opresc. Pe celelalte, chiar dacă le-am băgat puțin în forță, nu le-am oprit, dar bine, știți și voi foarte bine că contează foarte mult cum apeși și în ce unghi ții. Eu nu sunt un profesionist în așa ceva, folosesc foarte rar flexul. Sincer să vă zic că îl folosesc pe un stand și cam atât, de ceva timp de când mi-am luat pe astea pe acumulatori, am început să mai prind ceva curaj, le-am folosit și pe cele pe fir, dar tot timpul cu o precauție maximă și am încercat să mă feresc de fier tot timpul, dar acum am zis să facem niște teste, să vedem despre ce e vorba. Deci din punctul meu de vedere, dacă ar fi să aleg și dacă nu aș fi condiționat de platformă, cred că aș merge pe Ferex Pro. Haideți să începem cu ăsta de la Parsai. Ăsta de la Parsai, v-am zis, mie mi s-a părut slab ca și putere de prima oară de când l-am luat, dar am zis că haideți să fac și eu o chestie, să am unul cu regulator de turație pe acumulator. O să-mi iau probabil unul cu regulator de turație pe fir și o să rămân cu unul dintre celelalte. Ăsta, v-am zis, cel mai slab ca și putere, cel mai slab ca și ergonomie, destul de mare. Uitați-vă cum arată față de cel de la Ferex. Da? Se vede clar o diferență enormă. Asta poate nu e rău la un moment dat. Ce nu-mi place mie la asta, niciodată nu mi-a plăcut, e butonul ăsta, care mi se pare că e foarte slab calitativ și se mișcă foarte greu câteodată. Vedeți? Deci la ăsta se vede calitatea la buton. Haideți să vedem. La ăsta butonul pare că și la ăsta nu e cel mai bun, dar trebuie să apeși puțin pe el și să-l împingi. Sau nici la ăsta nu pare butonul cel mai bun. E un lucru care știu că toată lumea a început să aibă probleme cu butoanele astea, nu știu ce le-au făcut așa proaste. Vedeți? Merge. Trebuie ridicat puțin de el, împins. Nu știu exact care e faza cu ele, dar sunt destul de proaste. Ca și buton, cel mai mult mi-a plăcut, ia să vedem, ăsta pare ok. Și Rider-ul pare ok. Rider-ul, cred că, ca și buton, cred că Rider-ul pare cel mai calitativ buton dintre toate, după care pot să zic că ăsta de la Parsai Performance e cât de cât ok. Da, vedeți, ăsta nu are grip, ăsta de aici. Ăsta are un grip, dar trebuie apăsat în partea de jos înainte. Dacă vedeți voi bine, ăsta și fuge în stânga aici, trebuie dat puțin în dreapta, vedeți? Ca să meargă. În fine, una peste alta, din punctul meu de vedere, ca și buton, Rider-ul, nada greș, merge 10 din 10, să zic așa. Ca și schimbare de pânză, Ferex-ul iară mi se pare cel mai bun, are un buton mic, finuț, la Rider butonul ăsta
lasă de dorit, mai rămâne blocat. În fine, astea-s detalii. La Parsite butonul e cât de cât ok. La ăsta e cel mai slab calitativ, cred că, dintre toate. Acum și prețul lui este. Dacă comparați ca și prețuri și ajungeți la același preț Rider-ul cu Parsite-ul ăsta verde, cred că e mai bun Rider-ul, dar e vorba și de platforma pe care mergeți. Ăsta mi s-a părut super ok, butonul ăsta. Nu știu, mi-a plăcut mie. Și micuț, și poziționat ca lumea, și nu dai greș cu el. Iar încă un plus pentru Ferex. Hai să vedem ce mai avem. Mânerele nu putem să le calculăm, că sunt cam aceleași și cred că ăsta e tot de la Parsite adus. Deci așa, ca și ergonomie, Rider-ul, să știți că e destul de ok. Și Parsite performance-ul este, dar parcă e mai ok Rider-ul, să știți, ca ergonomie, ca feeling în mână, să zic așa. Vedeți ce bine pot să prind cu mâna. Sunt la Parsite. E pare puțin mai greu Parsite-ul, ca și greutate Ferex-ul câștigă, bineînțeles. Parsite-ul negru cred că e cel mai greu și Rider-ul cred că e cam pe acolo cu cel verde. Ce vă mai pot spune e că toate au prindere în 3 puncte, după cum vedeți, în afară de acesta de la Ferex. Cel de la Ferex are prindere la mâner în 2 puncte versus asta care au toate în 3. Și atunci puteți să puneți acest mâner și aici sus. Cam toate testele au fost făcute cu pânzele acestea de la Cloneflex. Una dintre ele, Rider-ul, mi-a mâncat foarte mult pânza față de restul, adică se vede o diferență foarte mare. Acum nu știu dacă am apăsat eu prea tare pe el sau s-a întâmplat ceva, nu știu dacă e neapărat din cauza flexului. Dar asta am observat. V-am zis, nu sunt profesionist în chestia asta. Am făcut testele să vedem din punctul de vedere al unui om care e hobbyist și mai lucrează și el pe acasă. E clară treaba că ăsta mi-a mâncat destul de tare pânza față de restul. Tăieturile o să le vedeți în film separat. Am făcut două tăieturi, două, trei tăieturi normale și după care am încercat să apăs mai tare pe flex să vedem dacă se blochează. Flexul de la Ferex vine cu așa ceva, cu 5 amperi. Da, o să ziceți că e o diferență între cei de la Parsite. Celelalte au fost făcute cu Parsite de 4 amperi și o să ziceți că, domnule, e o diferență între 4 amperi și 5 amperi. Da, este o diferență, dar astea au fost acumulatorii pe care am avut. Ăsta e mult mai mic față de cel de la Ferex, fiindcă e generație nouă. Unul de 4 amperi de la Parsite, generație veche, arată cam ca ăsta. Nu e mare diferență, ca și dimensiuni. Și cam ăsta a fost testul de astăzi. Acum, dacă aveți ceva întrebări, lăsați-le în comentarii și o să încerc să vă explic. Încă o să am astăzi aceste polizoare unghiulare cu mine și dacă mai e ceva, poate îmi fac timp să vă mai răspund. Deci, singurul lucru care zic eu că la ăsta e destul de nasol este acest buton care lasă de dorit puțin, așa. Dacă ar fi să aleg, fără să mă uit la platformă, fără să mă uit la alte lucruri, cred că Ferex-ul ar avea de câștigat foarte mult în această gamă de scule hobby.
Sper să fie cu folos tot ce v-am zis și o zi bună vă doresc!